Când v-am spus de că de ce UEFA și FIFA nu ne primește în Champions League, am avut dreptate și am dreptate și o zic public, dar nimeni n-a venit lângă mine. Niciunul. A spus-o, nu domne, că stai că coeficient. Nu, dragilor. Suntem în primele 32 de țări din Europa cu tradiție. De ce câștigă campioana României nu se duce direct în Champions League? Sunt 40 de milioane care ar face bine fotbalul românesc. Iar UEFA are obligație să nu ne trateze așa. Că nu se depăcăm. Suntem câștigători de Champions League, de Supercupă a Europei, care susemna tot a gol. Care se lupta cu Maradona, cu Argentina, cu toate. Generație crescută de români. Înainte de 90. Deci cei care ne-au crescut pe noi, le mulțumesc încă o dată. Aceia sunt profesori. Și le datorez lor tot. Toți, eu și colegii mei toți. Iar m-am dus unde m-am dus pentru că e datoria mea, la rândul meu, să întorc fotbalul totul. Tot la fotbal. Să produc jucători. Să-i susțin pe niște tineri să ajungă. Să-i susținem. Dar trebuie să creăm un mediu, un mediu sănătos, un mediu ca lumea. În care el să joace, să crească. Nu să la un, imediat să ți-l ia nu știu cine. Pentru că, domnule, dacă nu vorbiți de buget, cum se face un buget? V-am provocat de atâtea, de numărate ori. Hai să vorbim de bugete. Hai să vorbim de investiții în sport. Sportul e un segment social. V-am spus că dacă-s președintele României, aș investi numai în cele trei segmente sociale. Sport, cultură, sănătate. Păi uitați-vă, faceți analiză. Câte spitale s-au renovat? Câte școli s-au renovat? Niciuna. Câte stadioane s-au renovat? Nimic. Pe cum să n-ai pe domnule o primărie, reședință de județ, să nu poți să faci un stadion? Dar de ce aia de la Petrol a putut? Ploiești a putut, 17 milioane. Că nu trebuie să ceri aprobare la București. E interna ta, până în 17 milioane. De ce nu se fac stadioane cu vestiare ca lumea noi? Și avem niște, mergem pe niște terenuri și ne luăm de cei de la Sepsi. Că sunt susținuți de guvern. Păi ce fac ăia în Ungaria? Duceți-vă, domnilor, să vedeți cum investesc și cum arată. Că ați văzut că au început să ne nimicească și la handbal și la toate. Și la fotbal s-au dus în grupe. Au 26 de milioane buget. 4 echipe în Ungaria. În România? Hă, alea care e și zice, mamă, cât o plătim pe neagru. Păi e plătită foarte puțin, dragilor. După mine. E plătită foarte puțin. Nu mai fiți invidioși. Trebuie să o respectăm. E sportiv. Messi câștigă. Dacă vă spun cât câștigă Messi și dacă ați făcut-o Messi, câștigă aproape 100 de milioane pe an. Onet sau vreo 70-80 pe an. Că e Messi. Și el ne întreține, el ne face viața mai frumoasă pentru că e Messi, pentru că e Cristiano. Și noi ne luăm de neagră. De ce plătește primăria? Pentru că, sau cine îi plătește? Dar vă întreb pe voi, de ce nu implicăm multinaționalele să vină odată să susțină fotbalul, sportul? Mii de miliarde în România, bani. Toate bani. De ce nu susțin sportul românesc? De ce nu avem orgoliu și mândrie să mergem să ne luăm acolo, să ne creștem copiii, să stea la noi și să-i vinde pe bani mulți? De ce? De ce îi vindem pe nimic? Că suntem forțați să facem bugetul, domnilor. Suntem forțați ca să plătim salariile, plătim angajații, că altfel ce ne face? Nu-i corect așa să stai să faci să-i plătești angajatul, să vină să se ducă acasă, el nu mănâncă, el nu trebuie să-și ia banii lună de lună? Că ia 500, ia 1000, ia 2000, eu știu cât o luat. Nu trebuie să-l plătești? Asta încercăm să facem. Nu facem pentru noi. Nu facem să mă îmbogățim. Am ajuns să vă spun că sunt mai sărac. Bău și cu oierul. Păi asta e realitatea. Asta trebuie să mă vedeți. Tot ce am avut am dat la fotbal. Pentru că pentru mine fotbalul e viața mea. Și încerc să-i ajut pe copii.